un pluton de pompieri militari aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maior Constantinene, un pluton de jandari aparținând Grupării Mobile de Jandari și Inspectoratului de Jandari Județean Bacău și un pluton de funcționari publici cu statut special aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Comandantul detașamentului de onoare este capitan Vadiu Marius, din cadrul Batalionului 630 Parașutiști Smaranda Proiectului. Intonează imnul național al României.
se oficiază serviciul religios. Muzica intonează rugă militară. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Dumnezeule, Împăratul Împăraților și Stăpânul Stăpânitorilor, rămâna Ta sunt popoare și conducătorilor. Cu adâncă mulțumire Te rugăm, ca să binevoiești a păstra în puterea Ta destinul poporului nostru și a aduce la fericire. Te rugăm, ascultă-ne, ca să vinovăiești a dorit poporul nostru o pace trainică. Te rugăm, ascultă-ne, ca să vinovăiești a plătit libertatea și unitatea poporului nostru. Te rugăm, ascultă-ne, ca să vinovăiești a ferii inimile oamenilor de ură, invidie și discordie. Te rugăm, ascultă-ne, ca să vinovăiești a duce poporul nostru la unire în credință. Te rugăm, ascultă-ne, ca să binevoiești a dărui conducătorilor noștri înțelepciunea și lumina Ta. Te rugăm, ascultă-ne. Doamne, Tu ne chemi pe noi fiii Tăi în mod liber la credință. Te rugăm, privește cu milă spre poporul nostru, arată-i calea mântuirii și îndrumă inimile tuturor, ca să fie supuse voinței Tale sfinte. Așa noi Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Te rugăm, Doamne, Îți leagă prin răspândirea Ta lanțurile păcatelor noastre și prin mijlocirea Ta Sfintei Născătoare de Dumnezeu, Purea Fecioară Maria, a fericitului Iosif, a fericitilor Tăi, apostoli Petru și Paul, și a tuturor Sfinților, păstrează-ne în Sfințenie pe noi, slujitorii Tăi și tăcașurile noastre. Curăță de păcate și înzestrează cu virtuți toate rudele și toți prietenii noștri. Dă-ne pace și mântuire, apără-ne de dușmanii noștri văzuți și nevăzuți, potrivește poftele trupului. Păzește pe Sfântul nostru Părinte, Papa Francis, ferește de orice rău pe preoții și conducătorii noștri, precum și pe toți credincioșii Tăi. Binecuvântarea Ta să fie mereu cu noi, iar credincioșilor răposați, dă-le odihna veșnică. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Să vă binecuvânteze atât puternic cu Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Domnule, Ți aducem Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul să te mângâiasă în duhovnicească, pe care ai venit Tu jertfele cu cel mai presus de celor primitele nouă, Doamne, harul preasfântului și de viață Judecătorului Tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia.
ale preacuvioșilor de Dumnezeu Dumnezeu părinței noștri, ascunduși și drept în viață și în viață a patra zi de morți, sufletele adormiților romilor de ipomeniți, covitorii ai Uniunii României și tuturor eroilor neamului nostru românesc să se facă fronturile de luptă în ambele și închisorii pentru apărarea patriei și demnitatea neamului nostru românesc pe cutindeni. În cortul trăiților să-i așeze, în sânuia vreau să-i odihnească, cu sfinții să-i fericească, pe noi, pe toți să ne întărească și să ne iubească, ca un bun și de oameni viitor. Într-o fericită la dormire veșnică odihnă tătoare, sufletele adormiților robilor de pomeniți și reprenor veșnică pomenire. Veșnică infrastructura adaptată nevoilor prezentului și prosperitatea fiecărui român. 1 decembrie le-a adus românilor demnitate și îndeplinirea idealului național. Centenarul Marii Unii este angajamentul nostru pentru redefinirea valorilor naționale. Centenarul Marii Unii va fi nu doar un moment de marcare a istoriei, ci mai ales un punct de reper pentru repunerea la locul cuvenit a identității naționale. La mulți ani, România! La mulți ani, românilor din țară și de pretutindeni! La mulți ani tuturor celor care trăiesc în România! Mihai Tudose, prim-ministru al României! Mulțumim! Adresăm invitația de a lua cuvântul domnului colonel al retragerii Paul Valerian Timofte, președintele Asociației Naționale Culturii Evoilor, Regina Maria, filiala județeană, Cornel Tirieș, Bacău. Am onoarea să vă salut! Astăzi o să folosesc cuvinte mari, ierarhii militare, pentru oameni politici sau pentru preoți. Astăzi am să spun atât. La mulți ani, dragi români, frați, oriunde sunteți, orice funcție aveți, orice religie aveți, orice grade aveți, fiindcă astăzi este ziua când trebuie toți să fim uniți. De ce suntem astăzi aici, din 95 ani de ani? Pentru că dacă nu era Maria sa, soldatul român se duce tributul de sânge în urmă cu 99 de ani,
Țara noastră nu era așa cum este astăzi. Avem datoria ca an de an să venim aici și după Dumnezeu să ne dea sănătate să facem și anul viitor 100 de ani, când așa cum a promis primăria municipiului Bacău, această capelă va fi refăcută frumos și dacă dăm lui Dumnezeu în fața catedralei care tot noi vom fi aceia, vom participa la pernăsire ei, în fața ei se ridice unul din cele mai frumoase monumente ale Bacăului, în care acolo o să se sărbătorim an de an din eroii jertfului Bacău. Am spus-o și o spun cât voi trăi. Nu era Bacău, nu era Lucuzul, astăzi nu vorbeam în românește. Aici, la Bacău, s-au dus cele mai pierdute acum 99 de ani. Aici s-au dus strângele bătării, unde sunt în 14 vecinitire 80 de mii de români din toate provinciile românești. Nu este județ în România ca Bacăul 80 de mii de oameni care și-au dat tributul pentru neam și țară. Și iată că pentru prima dată, de când cu cel comemorăm eroi, plâng eroi acum pe noi. Întotdeauna cerul se deschidea, Dumnezeu ne lumina și era o zi de sărbătoare. Acum plâng. Înseamnă că încă nu ne-am făcut datoria față de ei. Să respectăm, să iubim, să-i omagiem an de an. Vă rog să-mi permite să vă salut și să zic eu din toată inima, trăiască scumpa mea țară, România. Trăiască, frați români. Am onoarea să vă salut. Urmează cântarea de depunere de coroane și jertfe de flori pe acordurile imnului eroilor. Se pregătește unitatea administrativ-teritorială la Bacău. Se depune coroana de flori din partea unității administrativ-teritoriale Bacău. Se pregătește Consiliul Județean Bacău. Se depune coroana de flori din partea Consiliului Județean Bacău. Se pregătește instituția prefectului. Se depune coroana de flori din partea instituției prefectului județului Bacău. Se pregătește garnizoana Bacău. Se depune coroana de flori din partea comandanților unității militare aparținând Ministerului Apărării Naționale, comandantului Direcției Județene de Informații Bacău, comandanților structurilor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Grupare Mobilă de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantinene și Poliția de Frontieră. Se pregătește Asociația Culturii Europei.
Nepom Corana de Flor, reprezentanții Asociației Naționale Cultul Eroilor, Regina Maria, filiala județeană, colonel Cornel Chirieș. Pentru a primi declararea că este